Puțin despre ce se va întâmpla de pe 15 mai încolo. Sunt convins că oamenii vor alege zona de munte pentru, probabil, plimbări în natură. Ne-ați adus fostul meu prieten. Ce ai mai aflat? Să trăiți! Bună dimineața, domnul Răzvan! N-am ce să zic acum, dacă domnul Dani mi-a promis un ceas, este fratele meu până primesc ceasul și după ce primesc ceasul, mai vedem cum o sta treaba. Sunt la Sinaia, la cota 1500, sunt lângă domnul Nae Cojanu, șef Salvamont Sinaia. Vrem să vorbim puțin, vorbim despre sfaturile pe care ne le dă, pentru că vrem să venim să facem un traseu, dar noi nu mai suntem în formă, că n-am mai făcut mișcare și trebuie să începem cu ceva mai ușor. Ne deranjează cineva, este ajutorul domnului Nae, Hara, care are chef de joacă și așteaptă bățul. Vrea să primească bățul pentru a se juca puțin. Gata, Hara! Uite! Și a plecat, s-a dus Hara, cam asta face de dimineață până acum și este foarte antrenată. Bună dimineața, domnul Nae, bine v-am găsit. Ce faceți, cum sunteți? Am văzut acolo că ați antrenat-o pe Hara până acum. Bună dimineața! Noi îi facem foarte bine, ei foarte jucăușe. Tot timpul este așa. Acum are un băț cu el să joacă. Hai, Hara, vreau să vă întreb, până acum a fost liniște, nu? Pentru că nu au fost turiști. Sâmbătă, duminică, e posibil să vină destul de mulți turiști. Ce sfaturi le dați? Pentru că nu mai suntem antrenați ca înainte și vrem să facem un traseu. Ce sfaturi le acordați celor care vor să vină la munte? Deci, în primul rând, să-și aleagă bine traseul. Ar fi bine la început trasee ușoare, deci nu traseele cele mai dificile. La Sinaia avem trasee deschise. Sinaia, drumul vechi, cota 1400, cota 1400, drum de vară, cota 2000, Sinaia, Poiana Stânii, cabana Piatra Arsă, un alt traseu, Punct Roșu, Valea Soarelui, lacurile Vânturiși, colții lui Barbeș, drum de vară. Sunt câteva care sunt închise, cota 1400, Sinaia. Datorită căderilor de arbori, trasele n-au putut fi amenajate. Traseul drum de iarnă, care vine din drumul de vară spre cota 1400 și cam astea sunt traseele noastre. Ce să avem în rucsac? Ce să avem cu noi? Pentru că am văzut că și acum este destul de frig aici, mă așteptam să fie mai cald. Păi neapărat trebuie să avem echipamentul adecvat pentru munte, bocanci, bineînțeles. În rucsac, în plus, o geacă în plus nu strică. O pelerină de ploaie, la fel, este ideală și cam atât. Și ce ați făcut dumneavoastră în toată această perioadă când nu au venit turiști, nu au fost turiști pe munte? Ați venit la treabă? Ce ați făcut? Păi ne-am ocupat de amenajarea traseelor, pentru că a fost acea viitură și au fost foarte mulți copaci doborâți pe trasee și am reușit în mare parte să amenajăm câteva din trasee. Deci avem trasee roșii, albastre și galbene. Da. Deci traseul roșu care este marcat cu roșu nu înseamnă că este un traseu greu. Nu dificultatea. Sigur, nu exprimă dificultatea, culoarea traseului. Deci pe dumneavoastră vă putem găsi aici tot timpul, apelăm la ce număr, dacă avem nevoie, la numărul 112 și de acolo se face transferul către dumneavoastră, nu? Da, 112 sau cel mai rapid 0 Salvamont. Deci 0 și tastăm pe taste Salvamont și ne reiese numărul. Acum o să mai joc puțin cu Hara. Ce vârstă are, de cât timp o aveți dumneavoastră? Păi am primit-o cadou de ziua mea. De la 2 luni jumătate, acum în noiembrie face 7 ani. 7 ani, Hara, dă-mi voie că știu că ești mai pregătită decât mine. Vreau să mă joc cu tine, dă-mi bățul, Hara. Nu reușesc să mă rog cu ea. Lasă bățul, haide, gata. Hai, du-te și s-a dus. Da. 7 ani și spuneați în felul următor, când vă vede, dumneavoastră o luați acasă cu dumneavoastră, când vă vede că vă îmbrăcați de oraș, de ieșit, nu spune nimic, dar când a văzut că v-ați luat geaca pentru munte, începe să facă scandal și bineînțeles trebuie să o iau cu mine. Au înțeles. Vă așteptați la un val de turiști în weekend, nu? Da, ne așteptăm la un val de turiști în weekend, noi suntem pregătiți, echipa Salvamont, ne-am pus la punct cu toate cele necesare pentru... Accidentări de-a lungul timpului au fost pentru cei care vin, care vin cu bicicleta, cei care fac un traseu mai simplu, unde sunt accidentările? Se pierd mulți prin munte? Și. În vara nu sunt foarte mulți care se pierd, pentru că traseile sunt destul de bine marcate, faptul că nu este alb, nu e ceață, deci mai puțin probabil să te rătăcești. Vreau să mai întreb ceva, l-auzeam pe Dani, m-a întrebat acum că un semn că vine primăvara este atunci când înflorește ce floare a muntelui? Rododendronul, peste 2 săptămâni jumătate. Deci încă nu a înflorit, peste 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni jumătate, da.
Am înțeles. Domnul Naie, vă mulțumim foarte mult și sperăm să aveți în continuare puțin de muncă, așa cum a fost în această perioadă când nu au fost turiști pe Dumnezeu, munte. Să dea Dumnezeu, așa să fie. Bine, vă mulțumim din suflet și mult succes în continuare. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de la Sinaia, de la cota 1500. O să mai rămân să mă joc puțin cu Hara, pentru că vreau să mă antrenez și eu puțin. Hai, Hara, hai că am stat prea mult, hai să ne apucăm de treabă. Păi ce facem? Hai, îl vezi? Hai, dă-i drumul. Dă-i drumul să... A, mă, Hara, te rog, măcar... Băi, te rog, dă-i... N-am nicio șansă, nu. N-am... Gata! Și du-te, Hara! Și s-a dus! Marian, după cum vezi, nu... Răzvan, domnul Dani, o zi frumoasă, la revedere! Nu tu te joci cu ea, ci ea se joacă cu tine, că face ce vrea ea, nu ce vrei tu. Cam așa este. Ai dreptate, aici așa este. Dacă domnul Salvamonte e atât de bun și a zis că fix în 2 săptămâni jumate înflorește rododendronul, poate zice și ție cu exactitate măcar în ce an te căsătorești. Bun.